seara și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Petru și Pavel. Urmăriți emisiunea care va aduce informații la zi despre fenomene, meteo, ecologie și evenimente din țară sau din lume. Astăzi, cel mai cald a fost în Cuveit, plus 52 de grade, iar cel mai frig în Antarctica, minus 75,8 grade. Rămâneți alături de noi pentru că vorbim printre altele despre apa înaltă din Veneția, despre refugiați și insecuritate în, în America Centrală. Vă arătăm un model de turism în stil italian, un urs răsfățat și, desigur, nu vor lipsi nici datele despre vreme. Mii de turiști vizitează anual Castelul Bran. Inedit este însă faptul că oricine dorește se poate vaccina în acest loc de poveste. Centrul este deschis la fiecare sfârșit de săptămână și reușește să îmbine turismul cu actul medical. Folosind imaginea populară a vestitului conte Dracula, cunoscutul personaj din romanul lui Bram Stoker, dar și din filmele cu aceeași temă, campania a adoptat tot felul de simboluri, inclusiv sloganul Un alt tip de înțepătură, aluzie la faptul că acul seringilor a înlocuit colții vampirilor. Autoritățile s-au gândit că această inițiativă, apreciată și de presa occidentală, va fi mult mai pentru localnici, dar și pentru turiștii care vor să viziteze celebra fortificație medievală din secolul XIV. Cercetătorii britanici au perfecționat teste de anticorpi care pot detecta dacă oamenii au fost expuși la noi variante ale coronavirusului. Ei spun că aceste teste inovatoare pot detecta răspunsuri la anticorpi în cazul infecției cu virusul SARS-CoV-2, având o precizie de peste 98% și specificitate de 100%, spre deosebire de cele disponibile în prezent, care au o exactitate de 60% până la 90% și nu pot diferenția între variante unice. Oamenii de știință din Islanda au creat o tehnologie avangardistă care folosește proteine din sânge pentru a calcula cât mai au de trăit oamenii. Noul model se dovedește mult mai precis decât cele anterioare, pe baza analizei factorilor de risc obișnuiți. Analiza a aproximativ 5.000 de proteine din sângele oamenilor permite aflarea duratei de viață și poate fi utilizată pentru a semnala potențialele probleme de sănătate și, de asemenea, pentru a evalua cât de eficiente sunt tratamentele pentru diverse maladii. Din cauza noastră dispare Veneția. Nu este vina naturii, spune un turist francez care a văzut cum arată apa înaltă în fosta Republica Aleului. Acest fenomen, care afectează în special piața San Marco, e neobișnuit în această perioadă pentru că apare de obicei toamna sau iarna, afirmă localnicii. Iar autoritățile precizează într-un raport că încălzirea globală și creșterea nivelului mării, care în ultimii 30 de ani a crescut în interiorul lagunei cu 30 de centimetri, continuă să afecteze faimosul oraș italian. Dacă nu știați, vă spunem că și în Vietnam, ca oriunde în lume, reciclarea plasticului aduce beneficii oamenilor, dar și mediului înconjurător. Cunoscând beneficiile acestei activități, chiar și la țară, cei care se pricep transformă deșeurile din plastic în coșuri și în alte obiecte utile pe care sătenii le pot folosi în viața de zi cu zi. Munca aduce venituri pentru familie și ajută la promovarea unor acțiuni de reducere a poluării și de protejarea a mediului. În continuare, vedem cum va fi vremea în țara noastră. Am avut parte de o zi caniculară în sudul și în vestul țării, iar în această după amiază meteorologii ne-au atenționat că s-au resimțit valori de până la 42 de grade în sudul Munteniei. Vă reamintesc că până în această seară, la ora 22, vremea se menține instabilă, iată, în zona Carpaților Orientali, în estul Carpaților Meridionali, în cea mai mare parte a Moldovei, în județele Tulcea și în Brăila. Vor fi averse însoțite de tunete, fulgere, vijelii, iar local se pot strânge până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. Mâine, o nouă zi caniculară, avem un cod galben și un cod portocaliu de caniculă. Codul galben anunță valori de până la 36 de grade Celsius, iar codul portocaliu de până la 38 de grade Celsius. Atenție, sunt temperaturi înregistrate la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Dar haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea și 22 de grade în Timișoara, la amiază vreme călduroasă, caniculară în sud-vestul și în vestul țării unde maximele vor tinde spre 38 de grade, însă după amiaza și seara vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică. Cu detalii, revin în principal, la rubrica Meteo. Schimbările climatice, COVID-19 și lipsa resurselor de hrană declanșează migrații de amploare din America Centrală. De asemenea, uraganele devastatoare din ultimul timp au agravat șocurile economice, lăsând milioane de oameni fără venituri și în pragul sărăciei. Iată de ce mulți iau drumul privegiei. Unii au fost obligați să migreze, disperați de lipsa oricărei perspective. Perioadele de secetă prelungită, deșertificarea și ploile abundente au perturbat producția agricolă în multe zone. Apoi, sezonul uraganelor, foarte intens în ultimii doi ani, a declanșat alte neajunsuri, punând în pericol viața a peste 7 milioane de oameni. Ca urmare, sute de migranți reușesc să ajungă în Statele Unite, via Mexic, după ce au traversat Rio Grande cu ajutorul contrabandiștilor. Acest lucru se întâmplă în fiecare noapte de mai bine de patru luni. Unii au noroc, însă pe alții așteaptă patrulele de frontieră și întorc din drum. Dar nu se dau bătuți. Cu o tenacitate de invidiat, o iau de la capăt și pornesc la drum în speranța unei vieți mai bune pentru ei și copiilor în mult râvnitul Eldorado american. Când am trecut râul, am fost trist, dar știu că venim aici pentru a ne îmbunătăți viața, deoarece Honduras este acum o țară nesigură, spune unul dintre refugiați. În aceste condiții, pentru a opri exodul acestora, Programul Alimentar Mondial solicită comunității internaționale să susțină eforturile din America Centrală în sprijinul celor mai vulnerabili oameni și pentru a oferi asistență imediată comunităților afectate. Vorbim acum despre evoluția vremii, iată prognoza zilelor următoare. La noapte, cerul va fi variabil cu unele înorări în primele ore în regiunile estice, apoi și în regiunile vestice și în cele nord-vestice, dar numai pe suprafețe mici sunt anunțate averse însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile minime vor porni de la 11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se vor opri la 24 de grade în dalurile de vest. Mâine, vremea va fi caniculară în sudul și în vestul țării, Însă, Începând din orele amiezii norii se vor înmulți și mai ales la deal și la munte și pe suprafețe mici în rest vor fi averse însoțite de tunete fulgere posibil vijeli iar pe alocuri se pot strânge cantități importante de apă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 38 de grade Celsius. În București Urmează o noapte liniștită și caldă. Spre dimineață în termometre vom avea 20 de grade. Mâine o nouă zi caniculară cu 36 de grade la amiază și un disconfort termic accentuat. Poi mâine vremea devine instabilă, mai ales după amiaza și seara, când vor fi averse și posibil vijelii. Temperatura scade ușor spre 34 de grade. Și la munte, vremea se anunță călduroasă, dar instabilă, tot așa după orele prânzului, vor fi ploi torențiale ce pot lăsa până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor tinde aici spre 27 de grade în Predeal și în Poiana Brașov. La malul mării se anunță o zi bună de plajă, soare, nor strict decorativ, vântul va dia ușor, în aer vor fi până la 28 de grade, iar apa mării din ce în ce mai caldă va avea în jur de 23 de grade. Ziua de poi mine aduce schimbări notabile pentru că atmosfera va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării. La început în vest, în nord și în centru, apoi și în celelalte regiuni, scad ușor temperaturile, maximele nu vor mai depăși 34 de grade. Italienii se întrec în oferte inedite pentru relansarea turismului grav afectat de pandemie și spun de exemplu că la trei nopți plătite, a patra este gratuită. În regiunea Lazio, care include și capitala Roma, turiștii primesc nopți suplimentare gratuite la hotel, inclusiv în rezervările de călătorie. Campania mai multe nopți, mai multe vise costă guvernul 10 milioane de euro, bani folosiți pentru subvenționarea cazărilor la hoteluri din Roma și zonele înconjurătoare. Planul prevede o noapte suplimentară gratuită pentru persoanele care vor să rezerve o vacanță de cel puțin 3 nopți consecutive în regiunea Lazio și două gratuite la 5 zile rezervate e o modalitate de a invita să stea mai mult. În plus, față de obiectivele deja cunoscute, sunt multe altele de descoperit, spune Nicola Țingareti, guvernatorul regiunii Lazio. Costurile suplimentare ale inițiativei sunt acoperite din bugetul regiunii pe întregul sezon. Așa au procedat anul trecut și alte provincii italiene, care ofereau chiar cazare gratuită în anumite locuri, bazându-se pe faptul că turiștii aduc oricum prosperitate, pentru că sunt dispuși să cheltuiască banii pe mâncare și alte distracții. Autoritățile din Lazio declară că zona e sigură. Rata de vaccinare de depășind 50% din cei aproape 6 milioane de locuitori. Sunt aici de trei zile, Roma e foarte, foarte frumoasă. Sigur că mi-ar plăcea să stau încă o zi sau două. Este o inițiativă minunată, spune o turistă. Numărul turiștilor străini care vizitează Italia a scăzut dramatic în ultimul an, cu aproape 70%, potrivit statisticilor naționale. Iar hotelurile din Roma au pierdut lunar în jur de 100 de milioane de euro de când a început pandemia. Inovațiile în robotică intenționează să rezolve lipsa forței de muncă și să reducă timpul de livrare, probleme deosebit de importante acum în Japonia, mai ales pe fondul pandemiei și al necesității limitării contactelor dintre oameni la lucru. O companie niponă a pus la punct și testează un sistem de curierat cu roboți în interiorul clădirilor de birouri. Expeditorul introduce datele destinatarului în computerul robotului care apoi se orientează în clădire în funcție de hărțile preinstalate. Camerele video și senzorii amplasați în acest mecanism inteligent îi permit să meargă cu liftul, să se deplaseze pe culoare, să evite obstacolele și, în final, să ajungă acolo unde trebuie. Oficialii companiei spun că aceste dispozitive ce transportă și livrează colete, corespondență și alte documente pentru salariații cu guler alb ar putea ajuta la diminuarea unei grave penurii de forță de muncă și la menținerea distanței între oameni în timpul pandemiei. E fără îndoială un nou stil în artă prin care probabil orice creator vrea să transmită și un mesaj ecologic, invitând lumea să aibă o altă atitudine față de deșeuri, dar mai ales față de poluare. Asta face un tânăr algerian care colectează lemn, materiale plastice și gunoi, transformându-le în opere de artă. Altfel spus, Halim reciclează aproape orice. Strânge de pe străzi, din pădure sau chiar din zone protejate tot felul de lucruri aruncate la întâmplare pe care apoi, cu migală și îndemânare, le metamorfozează în obiecte decorative. Unele sunt făcute și din roci căzute pe care le găsește în munți. Creațiile lui sunt foarte căutate și nu duce lipsă de comenzi deoarece prețurile sunt acceptabile. Nu se compară cu o zi călduroasă de vară în care ne relaxăm la o piscină hidratându-ne cu un pahar rece de apă tonică. Oamenilor le place asta, dar și unor simpatice animale cărora le face bine o bălăceală în apă rece. S-a întâmplat la Grădina Zoologică din statul american Oregon, unde ursul negru, Tacoda, s-a bucurat de o baie răcoritoare într-o zi toridă de iunie, când cel mai bine e să stai la umbră. În bazinele special amenajate s-a răsfățat așa cum a știut mai bine. S-a jucat cu mingea, a dat câteva ture prin grădină și iarăși în piscină, unde se pare că îi place cel mai mult. Tacoda, al cărui nume înseamnă prieten pentru toți în limba amerindienilor, a ajuns la grădina zoologică în 2010. Fusese găsit în statul Montana. Era un pui orfan, flămând și deshidratat. Cântărind mai puțin de 3 kg. Salvat de oficialii faunei sălbatice, a fost îngrijit și hrănit până s-a refăcut în totalitate. Nu a mai fost eliberat în sălbaticie, pentru că se obișnuise prea mult cu prezența și cu ajutorul oamenilor. Și acum ne întoarcem în Europa să vedem cum stăm cu vremea mâine. Iată că în cea mai mare parte a peninsulei Iberice, atmosfera va fi însorită, iar la amiază se vor înregistra până la 33 de grade în Madrid. În țările vestice și în cele nordvestice vestice vremea se menține instabilă, cu temperaturi de până la 19 grade în Paris. În țările sudice și în cele sud vreme caldă, caniculară, cu temperaturi maxime ce vor tinde spre 39 de grade. În Atena, la fel, o zi caniculară cu 36 de grade. După amiază și seara, în zonele de deal și de munte, vor fi ploi zgomotoase de vară. În restul continentului, vremea va fi schimbătoare, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate, când sunt anunțate averse însoțite posibil de tunete și fulgere, mai ales în țările centrale. Temperaturile vor tinde spre 30 de grade în Varșovia. Cer parțial acoperit, briză ușoară și o maximă de 25 de grade astăzi în Portului, capitala Republicii Mauritius, țară insulară în Oceanul Indian, una dintre cele mai spectaculoase și apreciate destinații turistice. Iată și alte valori din termometre în câteva metropole ale lumii. Punct și de la capăt am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem și mâine de la aceeași oră, 19.35 de minute. Vă las acum cu imaginea zilei. O seară frumoasă pe mâine!